numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Iisuse, cu inima blândă și curată, fă inima noastră asemenea cu inima ta. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite sfințire voastre, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi părinți și prietene acestor tineri, dragi candidați la Sfânta Preoție, dragi credincioși uniți cu noi pe undele radioului Maria. E sărbătoare, e mare sărbătoare, bucurie în suflete, pentru că aici ne întâlnim cu revărsarea iubirii lui Dumnezeu, a inimii preasfinte. E sărbătoare pentru seminariile noastre și pentru voi, dragi candidați, la Sfânta Preoție. Pentru a celebra cu vrednicie acest moment sacru, sfânt, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, spunând din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim,
Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Hristoase, Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Ne rugăm, Dumnezeule Atotputernic, noi cinstim inima Fiului Tău prea iubit și preamărim faptele mărețe ale iubirii sale. Ajută-ne, te rugăm, ca din acest izvor al îndurării dumnezești să sorbim bogăția harului și a vieții tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii pentru El un popor, ca partea Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu pentru ca să fii mai numeroși decât toate popoarele, va iubi Domnul pe voi și v-a ales. Voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește și a ținut jurământul pe care l-a jurat părinților voștri. De aceea Domnul v-a scos cu mână puternică, v-a răscumpărat din casa sclaviei și din mâna lui Faraon, regele Egiptului. Să știi că Domnul Dumnezeul tău, El este Dumnezeu. Este un Dumnezeu fidel, care își ține alianța și îndurarea față de cei care îl iubesc și păzesc poruncele Lui până la a mia generație. Dar răsplătește fiecăruia dintre cei care îl urăsc spre a pierde și nu întârzie să răsplătească fiecăruia dintre cei care îl urăsc.
Păzește poruncile, hotărârile și judecățile pe care ți le poruncesc eu astăzi, ca să le împlinești. Cuvântul Domnului. La Domnului rămâne fără încetare peste cei care se tem de El. Mila Domnului rămâne fără încetare peste cei care se tem de El. Binecuvântează-L suflet al meu pe Domnul și tot ce este mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflet al meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile Sale. Iartă toate nelegiuirile și te vindecă de orice boală. El îți răscumpără viața din adânc și te încununează cu dragoste și îndurare. Face dreptate și judecată dreaptă tuturor celor care suferă asuprire. El a făcut cunoscute lui Moise căile Sale și faptele Sale minunate fiilor lui Israel. Este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. El nu face după greșelile noastre, nici nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că iubirea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, unul născut, ca să trăim prin El. În aceasta constă iubirea. Nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit și l-a trimis pe Fiul Său ca șerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu.
noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el. Cuvântul Domnului. Asupra jugul meu, spune Domnul, și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința Ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât Fiul, și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi alinare pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este ușoară. Cuvântul Domnului. Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți preoți. Năiță Iulian, din parohia Sfânta Treime Butea, pentru dieceza de Iași. Ișciuc Aurel Paul, din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, satul Nou Neamț, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Iacob Mihail Andrei, din parohia Sfântul Mihail Săbăoani, pentru dieceza de Iași. Percă Mihai, din parohia Înălțarea Sfintei Cruci Săbăoani, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Nistor Cristian, din parohia Sfântul Ștefan Pustiana, pentru dieceza de Iași. Miclăuș Ciprian, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria Valea Seacă, pentru dieceza de Iași. Blaj Marius Andrei, din parohia Înălțarea Domnului Sagna, pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Giurgică Valentin,
din parohia Trupul și Sângele Domnului Ghereiești pentru dieceza de Iași. Cojoc Robert din parohia Inima Neprihănită a Mariei Berzunți pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Sescu Iulian din parohia Sfântul Mihail Săbăoani pentru dieceza de Iași. Mârț Andrei din parohia Adormirea Maicii Domnului Pildești pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali. Cancel Alois din parohia Sfântul Anton de Padova Faraoani pentru dieceza de Iași. Focioroș Liviu Marian din parohia Înălțarea Domnului Moinești pentru dieceza de Iași. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți preoți pe acești frați ai noștri. Știi că sunt vrednici. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Cu ajutorul Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frați ai noștri pentru treapta prezbiteratului. Mulțumim lui Dumnezeu! Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Domnul v-a îndrăgit. El care este iubire și care este blând și smerit cu inima, s-a îndreptat spre voi. În iubirea Lui descoperim fascinația chemării și exigențele ei. Preasfințite, Părinte Proficial Teofil, ceilalți părinți rectori, dragi profesori, dragi iubiți părinți concelebranți, dragi și iubite persoane consacrate, dragi seminariști, dragi iubiți credincioși, dragi iubiți credincioși uniți cu noi prin undele radioului Maria și ale internetului, dragi candidați la Sfânta Preoție, celebrăm cu bucurie sărbătoarea inimii preasfinte a lui Iisus, ziua în care Biserica ne cheamă să contemplăm misterul iubirii divine întrupate în inima care s-a lăsat străpunsă de sulița ostașului pentru noi toți. Este ziua în care suntem invitați să ne rugăm pentru preoți, pentru sfințirea lor. O zi în care noi, cei aleși, episcop, preoți, simțim mai aproape iubirea inimii preasfinte a lui Iisus, marele preot, care ne-a ales să-i fim prieteni. În această atmosferă a iubirii inimii preasfinte, dieceza noastră, seminarul nostru din Iași, preună cu seminarul provinciei franciscane Sfântul Iosif, se bucură să trăiască un moment de mare împlinire. Sfințirea acestor absolvenți, gata să-și exprime alegerea și hotărârea lor și a spune, plin de avânt tineresc, daul lor în fața lui Iisus, a iubirii sale și a noastră. Această iubire este oferită tuturor celor care cred în El, iubire pe care El o arată într-un chip deosebit, însă celor pe care El îi alege la o mare și sfântă slujire. Aceasta a fost hotărârea Părintelui Ceresc și alegerea lui Hristos, trimis pe pământ pentru mântuirea noastră, ca El să-și aleagă colaboratorii Săi, preoții care, iluminați și întăriți de Duhul Sfânt, asemenea apostolilor, să răspândească până la marginile pământului Evanghelia. În această zi a inimii preasfinte a lui Iisus, Biserica a decis să fie un moment
cel mai potrivit ca toți să mediteze în acest adevăr, toți să se roage ca aceia care i-a ales, pe care pentru a fi colaboratorii săi direcți, să fie mereu la înălțimea vocației lor, preoți după inima sa. El a hotărât acest lucru, el singur i-a ales și alege să fie cu el în mijlocul oamenilor. Într-o zi, marele teolog elvețian Urs von Balthasar a fost întrebat: pentru ce ai ales să te faci preot? El a rămas îngândurat câteva cu minute, apoi a răspuns răspicat: eu nu am ales, ci am fost ales. Acesta este adevărul, un adevăr mângâietor, care explică misterul preotului și misiunea sa. Despre acest adevăr ne-a vorbit Iisus în Evanghelia Sfântului Ioan, descoperindu-ne o realitate pe care nu trebuie să o uităm niciodată, mai ales astăzi. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână. În zile voastre, dragi diaconi, dragi seminariști, suntem invitați astăzi să contemplăm acest mare mister al alegerii noastre, această mare iubire care ne-a fost încredințată nouă, un dar divin pe care l-a făcut Dumnezeu nouă preoților și iată, astăzi vrea să vi-l facă vouă, dragi tineri, să vă aleagă să fiți prietenii săi, nu slugi, ci colaboratori, cu misiune de a răspândi în lume iubirea sa dumnezeiască. Cuvintele sale pe care le pune în gura voastră, Evanghelia sa. Pe bună dreptate, astăzi putem spune că e ziua noastră, e ziua voastră, a tuturor slujitorilor altarelor și că întreaga biserică, lumea întreagă, este invitată și îndemnată să se roage pentru noi și pentru marea misiune încredințată. În mare adevăr, lumea se roagă pentru noi astăzi. Știind că asemenea celorlalți papi, mari prieteni ai slujitorilor altarelor, actualul papă, Sfânt Părinte Papa Francisc, încă de la începutul alegerii sale, ne-a adresat o repetată chemare de a reflecta la marea și nobila misiune pe care o caracterizează printr-o frumoasă și cuprinzătoare declarație. Fascinația chemării la preoție, dar și exigențele ei. Trăind astăzi misterul iubirii inimii preasfinte al lui Iisus, ne amintim ce spunea Sfântul Ioan Maria Vianney despre preoție și cum o definea el. Preoția este iubirea inimii lui Iisus. Această expresie emoționantă ne permite înainte de toate să evocăm cu gingășie și recunoștință darul imens pe care preoții îl constituie, nu numai pentru ei sau pentru biserică, ci pentru omenirea însăși. După cum a ținut să sublinieze marele papă emerit Benedict al XVI-lea, atunci când a invitat pe toți preoții la trăirea anului jubiliar al preoției 2009. Acela sfânt ales să fie patronul tuturor preoților, făcând referință la acest dar, obișnuia să spună: desigur, ne este cunoscut și vă este cunoscut acest cuvânt al lui. O, cât de mare este preotul! Dacă el ar înțelege, ar muri. Dumnezeu ascultă de el. El rostește două cuvinte și Domnul coboară din cer la glasul lui și se închide într-o mică ostie. Toate ne avea să spună
un păstor bun. Un păstor după inima lui Dumnezeu este cea mai mare comoară pe care bunul Dumnezeu poate să o acorde unei parochii și unul dintre cele mai mari și prețioase daruri ale milostivirii divine. În lumina textelor pe care le-am ascultat, care ne prezintă astăzi misterul iubirii lui Dumnezeu, concretizat în misterul inimii preasfinte a lui Iisus, înțelegem că am fost cuprinși cu toți în acest mare mister al iubirii și slujirii. Și mă bucur și vă rog să-mi permiteți să vă împărtășesc câteva gânduri pe care le oferă Papa Francisc, un adevărat exemplu de apostol și preot al lui Hristos. Aveți textul acesta în parte în broșura pe care ați primit-o. Adresând participanților la adunarea plenară a Congregației pentru Cler, chiar în prima zi a lunii iunie, luna inimii preasfinte, Sfântul Părinte Papa Francisc, cu modul său surprinzător și părintesc, a adresat celor chemați la preoție, ca și celor ce se ocupă de formarea lor, într-un chip special, un adevărat mesaj mobilizator, ce reprezintă un program generos și hotărât de a răspunde la chemarea sa de a fi astăzi păstori noi ai timpului nostru. Acest program reiese din noul ghid al formării preoțești, document de o mare importanță pentru formarea integrală a clerului. Promulgat recent de Congregația pentru Cler, cu denumirea oficială de Ratio Fundamentalis. Adevărate norme pentru calea cea mai sigură și autentică a formării adevărate a viitorilor discipoli, pentru a deveni vestitori ai iubirii divine și ai cuvântului, adică a iubirii inimii lui Iisus. Trăind acum în biserica noastră locală, acest moment al culegerii roadelor anilor de pregătire din întreaga perioadă de formare din seminar, ca și în cadrul academic, consideră că acest cuvânt adresat de Sfântul Părinte formatorilor, responsabililor cu formarea viitoare a apostolilor, dar și a fiecărui candidat în parte, reprezintă un mare dar în drumul de pregătire la Sfânta Preoție și o garanție unui angajament spiritual și pastoral rodnic și binecuvântat, ce face din preoție un ideal apostolic și misionar. Descoperim în cuvântul Sfântului Părinte, cum spuneam de la început, fascinația adevărată a chemării la preoție, dar și exigențele angajante pe care această slujire le comportă. Făcând referință specială la toți preoții tineri și, desigur, și la voi, dragi candidați, la Sfânta Preoție, care trăiți sau așteptați bucuria începuturilor slujirii preoțești, permiteți-mi să mă îndrept spre voi și să vă chem împreună cu toți cei care vă iubesc, că nu trebuie să neglijați și mai ales să nu uitați chemarea voastră a fiecăruia, pe care Sfântul Părinte o încredințează întregii biserici, tuturor formatorilor din seminarii și tuturor preoților din parochii. Pot să spun și să afirm că El se îndreaptă astăzi și spre voi cu câteva sfaturi și că e absolut necesare și benefice pentru a învinge orice dificultate și a face rodnic această fericită alegere în a deveni și a fi preoții noi ai zilelor noastre. Parcurgând cu atenție acest cuvânt, ca un îndreptar adresat Congregației pentru Cler și tuturor formatorilor ce au în biserică o misiune așa de importantă, veți putea descoperi și voi, dragi tineri, dragi candidați la Sfânta Preoție, un adevărat semn de prețuire și un îndemn la o nobilă și măreață slujire, ca și la o angajare tinerească, mai pentru marele ideal al Sfintei Preoții de care lumea are atâta nevoie. Speranțele
și așteptările Sfântului Părinte sunt așteptările fiecărui episcop și a fiecărui formator. Iar cu această atenționare și cu aceleași gânduri, vă propun astăzi spre reflecție și trăire pe scurt acest program de realizare a acestui măreț ideal propus de Sfântul Părinte în mesajul adresat. Iată calea de aur. A se ruga fără încetare, într-o relație continuă cu Iisus, Marele Preot, cu iubirea sa. A merge mereu, a nu se opri, a fi adevărat pelerin de slujire. Apoi, a împărtăși cu inima că viața preotului nu este un oficiu birocratic, ci o adevărată misiune la slujire. Cu un astfel de program, trăsat așa de simplu, dar atât de profund, fiecare preot în vârstă sau tânăr, fiecare slujitor al altarului și al poporului, va simți din plin bucuria slujirii și a dăruirii, pentru că numai așa preotul va putea fi asemănător cu Marele Preot, Hristos, care nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Totodată, vă rog să-mi permiteți, vă amintesc și să vă recomand, și aveți deja și în broșuri, celelalte sfaturi adresate celor prezenți de către Papa Francisc cu ocazia întâlnirii sale cu preoții și cu persoanele consacrate la Genova. Această întâlnire s-a desfășurat în zilele ce au premers luna iunie, luna iubirii inimii preasfinte a lui Iisus, și a chemării tuturor la iubire generoasă și la o consacrare totală care trebuie astfel să o împărtășească toți cei aleși prin Sfânta Preoție și consacrare. Vă încredințez așadar și vă propun cu aceeași scrisoare, cu același mesaj al meu de astăzi și al episcopului nostru auxiliar Aurel, dorințele și gândurile noastre pline de prețuire și de încurajare, îmbrăcate în haina gândurilor și îndemnurilor Papei Francisc, pe care desigur le veți găsi și le veți putea medita mai în amănunțime. Am gândit să atașez câteva părți importante din acest dialog al Sfântului Părinte cu preoții, cu cei consacrați, surori și frați, și cu seminariști, cu dorința ca aceste gânduri să devină pentru voi toți un îndreptar viu pentru o adevărată viață de iubire și de dăruire preoțească, la care v-a chemat Marele și veșnicul preot Hristos. Știu că lumea de azi, care are nevoie de astfel de adevărați lideri spirituali, va putea vedea și întâlni în voi ceea ce autorul scrisorii către evrei spunea despre orice preot. Și urmează să fie în lume și între oameni un adevărat colaborator și slujitor al lui Hristos și un adevărat al Hristos. Iată textul. Într-adevăr, orice mare preot este luat dintre oameni și pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și jertfe pentru păcat. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și rătăcire, întrucât și el este cuprins de slăbiciune și din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate, atât pentru popor, cât și pentru sine. Nimeni nu și-a singură această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron. Primiți, vă rog, dragi neopresbiteri, aceste dorințe ale mele și ale celor ce vă prețuiesc ca un dar spiritual de ziua preoției voastre. Am ținut să vi le ofer în această zi ca un mic simbol al prețuirii noastre, din partea mea, a episcopului nostru auxiliar, dar și din partea superiorilor voștri, din seminariile noastre,
sub coordonarea înțeleaptă a Părintelui Provincial, a Monsignorului Benone, rectorul din Iași, și al rectorului franciscan din Roman, Părintele Marius Petru Bălca. Ne pregătim acum, dragi tineri, cele voastre, dragi credincioși, ne pregătim acum pentru a auzi un da hotărât, după atâția ani de pregătire, ca să putem impune mâinile noastre peste voi, dragi tineri, pentru o totală consacrare în iubirea lui Dumnezeu și a poporului nostru creștin. Dragi candidați la preoție, să nu uitați, în fața voastră stă acum o misiune fascinantă, dar la fel este absolut necesar să nu uitați să vă însușiți și exigențele ei, datoriile voastre. Inima Preasfântă a lui Iisus, cu iubirea sa dumnezeiască și ocrotirea Maicii Preacurate, Fecioara Maria, Regina tuturor preoților, cu frumusețea slujirii sale, să vă însoțească mereu. Amin. Și acum, fraților prea iubiți, dragi candidați, înainte de a intra în dreapta prezbiteratului, trebuie să declarați în fața întregului popor că vreți să vă asumați obligațiile preoției. Vreți să îndepliniți fără încetare misiunea preoțească în dreapta prezbiterilor, ca niște colaboratori fideli ai treptei episcopilor în păstorirea turmei Domnului sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așadar, vă întrebăm, vreți să vă să îndepliniți cu demnitate și înțelepciune slujirea cuvântului prin predicarea Evangheliei și expunerea credinței catolice? Vreți să îndepliniți fără încetare misiunea preoțească în treapta prezbiterilor, ca niște colaboratori fidele ai treptei episcopului, în păstorirea turmei Domnului sub călăuzirea Duhului Sfânt? Vreți să celebrați cu fidelitate tainele lui Hristos spre mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția bisericii, mai ales prin jertfa Eucaristiei și sacramentul spovezii? Vreți să implorați mereu, împreună cu mine, îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul încredințat vouă, urmând porunca de a vă ruga fără încetare? Vreți să fiți mereu tot mai strânși uniți cu Hristos, Marele Preot, care s-a oferit Tatălui pentru noi drept jertfă curată, și să vă consacrați împreună cu El pe voi înșivă lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor? Promis episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare, promit Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare, promit Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare, promit Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare, promit
Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire rugăciunea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți episcopului diocezan și superiorului tău legitim respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire rugăciunea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu te ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Preaiubiților, să rugăm acum pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul să sporească darurile cerești asupra acestor slujitori ai Săi pe care i-a ales pentru misiunea preoțească. Să îngenunchem. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu! Roagă-ne pentru noi! Sfinte Mihai! Sfinților îngeri ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Sfinte Iosife, roagă-ne pentru noi. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-ne pentru noi. Sfinților Petru și Paul, Andrei, roagă-ne pentru noi. Sfinte Ioane, roagă-ne pentru noi. Sfinte Ștefane, roagă-ne pentru noi. Sfinte Laurențiu, roagă-ne pentru noi. Sfântă Agneza, roagă-ne pentru noi. Sfinte
celor perpetua și felicitas. Sfinte Grigore, Sfinte Augustine, Sfinte Atanasiu, Sfinte Martine, Sfinte Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinte Ioane Maria Vianney, Sfântă Tereza, Sfântă Ecaterina de Siena, Sfinte Ioan Paul al II-lea, Fericite Ieremia, Fericite Anton Durcovici, Fericite Vladimir Ghica, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, și învierea ta, mântuiește-ne, Doamne, prin trimiterea Duhului Sfânt, mântuiește-ne, Doamne, noi păcătoși. Să binevoiești a cârmui și a păstra biserica ta sfântă. Ca să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc și toate treptele bisericești. Să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba ta sfântă. Să binevoiești, ai binecuvânta, ai sfinți și ai consacra pe aceștia aleși ai Tăi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Hristoase, auzi-ne. Hristoase, ascultă-ne! Hristoase, ascultă-ne! Doamne Dumnezeul nostru,
Te rugăm, ascultă-ne și revasă asupra acestor slujitori ai tăi binecuvântarea Duhului Sfânt și puterea Harului Preoțesc, pentru ca acești candidați la preoție, pe care îi recomandăm bunătății tale, să se bucure mereu de sprijinul Harului tău, prin Hristos Domnul nostru. Ridicați-vă.
Ascultă-ne, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic, Dumnezeu, autorul demnității omenești și împărțitorul tuturor harurilor, prin care toate cresc, toate se întăresc, care pentru a zidi poporul preoțesc prin puterea Duhului Sfânt, îi rânduiești în diferite trepte în sânul aceluiași popor, pe slujitorii lui Hristos, Fiul Tău. Deja în Vechiul Testament au apărut slujiri orânduite ca semne mistice, când călăuzind și sfințit poporul, ai pus în fruntea lui pe Moise și Aaron, ai ales bărbați inferiori în grad și demnitate care să-i însoțească și să-i ajute în lucrarea lor. Astfel în pustiu, prin judecata celor 70 de bărbați înțelepți, ai făcut să se răspândească Duhul lui Moise, care, folosindu-se de ajutorul lor, a călăuzit mai ușor poporul tău. De asemenea, ai revărsat belșugul paternității de plin asupra fiilor lui Aaron, pentru ca să fie vrednici, potrivit cu legea preoțească, să aducă jertfe cortului, care era umbra bunurilor viitoare. Dar în cele din urmă, Părinte Sfânt, l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, pe Iisus, Apostolul și Arhireul mărturisirii noastre. El s-a oferit pe El însuși prin Duhul Sfânt ca jertfă nepătată și a făcut părtaș la misiunea sa pe apostolii săi sfințiți într-o adevăr. Acestora tu le-ai dăruit însoțitori care să vestească și să îndeplinească lucrarea mântuirii în lumea întreagă. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești acum și nouă celor slabi aceste ajutoare de care avem nevoie pentru deplinirea preoției apostolice. Te rugăm, Părinte atotputernic, revarsă în acești slujitori ai Tăi demnitatea preoției, reînnoiește în lăuntrul lor Duhul Sfințeniei, să primească de la Tine, Dumnezeule, darul rânduit de Tine pentru a treapta a doua și să exprime prin purtarea lor onestitatea moravurilor, să fie colaboratori fidele ai treptei noastre, pentru ca prin predica lor cuvintele Evangheliei, prin Harul Duhului Sfânt, să aducă roade în inimile oamenilor și să ajungă până la marginile pământului, să fie împreună cu noi împărțitorii fidele ai tainelor tale, pentru ca poporul tău să fie reînnoit prin baia renașterii, să fie hrănit la altarul tău, păcătoșii să fie împăcați, iar bolnavii alinați, să fie uniți cu noi, Doamne, în implorarea îndurării tale, pentru poporul încredințat lor și pentru lumea întreagă. Astfel mulțimea popoarelor adunată în Hristos să devină un singur popor al Tău, care se va desăvârși în împărăția Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Preoții destinați, ajute pe neopresbiteri să se îmbrace, sunt rugați să vină în față.
Domnul nostru Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfe lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duh Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin pentru a oferi jertfă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, să te păstreze pentru a sfinți poporul creștin și pentru a aduce jertfă lui Dumnezeu.
primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. De seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Face ție. Domn. Face ție. Darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Face ție. Și cu Duhul tău. Face ție. Primește darul poporului sfânt, care trebuie oferit lui Dumnezeu, dă-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și rânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Face ție, face ție. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși, fii pătruns de ceea ce vei face și rânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Pace ție! Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei săvârși. Fii pătruns de ceea ce vei face și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Face ție. Ție. Primește darul poporului sfânt care trebuie oferit lui Dumnezeu. Dă-ți seama de ceea ce vei face. Fii pătruns de ceea ce vei săvârși și orânduiește-ți viața după misterul crucii Domnului. Și acum să ne mărturisim cu toții credința noastră, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, să coboră din cer, să întrupa de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatăl. Iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Domnului și de viață Dătătorul. Mă cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una Sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertare. Aștept învierea și viața veacului ce va veni. Amin. Îți oferim pâinea, rod al pământului și al muncii noastre. Doamne, îți oferim vinul, rod al viței de vie și al trudei omului. Îți aduce mulțumire. Doamne, îți oferim viața, darul bunătății tale și rodul grijii noastre. Îți oferim munca prin care te slujim și ne susține. Îți aduce divin.
tuturor pe pământ pentru a fi mântuit. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Rugăm, Doamne, privește la dragostea necrăită a inimii Fiului Tău prea iubit, pentru ca darurile noastre să fie jertfă bineplăcută Ție și ispășire pentru păcate prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ți, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El în iubirea sa nemărginită a voit să fie înălțat pe lemnul crucii, ca să se ofere pe sine însuși ca jertfă pentru noi. Și lăsând ca din coasta-i străpunsă să țâșnească sânge și apă, a făcut să izvorască sacramentele bisericii. Inima Mântuitorului rămâne deschisă necontenit, pentru ca toți oamenii, fiind atrași către dânsa, să vină și să scoată cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. De aceea, împreună
cu toți sfinții și îngerii. Te lăudăm într-un singur glas, cântând imnul măririi tale. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei,
cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta în drumul ei pe acest pământ, împreună cu slujitorul Tău, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii și cu acești slujitori ai Tăi care astăzi au fost hirotoniți ca preoți, cu întregul cler și cu tot poporul răscumpărat de Tine. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, ora nobis pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vreți, dar spune-mi.
confortă-mă, o bune Iesu, exaudi-mă în travul neratua, abscon-de.
Să ne rugăm! Taina iubirii să ne înflăcăreze, Doamne, de dragoste sfântă, prin care, fiind atras necontenit la Fiul Tău, să învățăm îl recunoaștem frații noștri, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști, știi când mă așez și când mă scol, pătrunzi de departe intențiile mele. Tu ai format rărunchii mei, m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată. Lucrările Tale sunt admirabile și sufletul meu cunoaște bine aceasta. Excelențele voastre, cucernici părinți, dragi familii, dragi persoane consacrate, dragi colegi seminariști, stimați oaspeți, iubiți frați și surori în Hristos, dacă astăzi, în această zi binecuvântată, în care celebrăm sărbătoarea Preasfintei Inimii lui Iisus, aveți în fața dumneavoastră 13 preoți nou sfințiți, este semnul că acea sămânță a vocației pe care Dumnezeu a sădit-o cândva în noi aduce astăzi primele roade. Aceasta trebuie să treacă și prin frigul și zăpada iernii, prin dogoarea și arșița verii, dar și prin acea ploaie binecuvântată venită la timpul potrivit pentru a fi plăcută Domnului. Acum, la sfârșitul acestei celebrări frumoase și profunde, vrem să mulțumim cu toată ființa noastră tuturor acelora care au fost alături de noi în tot acest parcurs formativ. Îi mulțumim bunului și milostivului Dumnezeu care ne-a ales exact așa cum suntem. A știut să o rânduiască mersul lucrurilor pentru ca noi, aici, acum, în această zi care ne-a schimbat viața, împreună cu dumneavoastră, cei prezenți aici, să-L lăudăm și să-L preamărim, unindu-ne cu Sfânta Fecioară Maria și cu al ei Magnificat. Mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e Sfânt. Un gând special de mulțumire se îndreaptă spre voi, dragi mame și tați, surori și frați, care acum ne priviți fie de aici din catedrală, fie din ceruri. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru că ați fost colaboratorii lui Dumnezeu și din iubirea voastră ne-am născut noi. Știm că nu v-a fost întotdeauna ușor, dar așa cum a fost, ați știut foarte bine să ocrotiți acea sămânță mică a vocației noastre, să o ajutați să încolțească și să se dezvolte. Ați știut să o irigați cu rugăciunea, cu susținerea, cu disponibilitatea și nenumăratele voastre jertfe. Vă rămânem recunoscători toată viața. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim excelenței voastre Petru Gergel, episcop de Iași, excelenței voastre Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, pentru că ați avut și aveți mereu la inimă seminariile noastre și seminariștii noștri. Mulțumim pentru grija părintească și pentru toate eforturile pe care le faceți pentru seminariști și preoți. Dumnezeu să vă aibă mereu sub ocrotirea Lui. Mulțumim monseniorului Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic Sfântul Iosif din Iași, părintelui Teofil Petrișor, ministru provincial al Ordinului Fraților Minori Conventuali și tuturor celorlalți părinți profesori, formatori, administratori de la seminariile din Iași, Roman și Bacău,
pentru că ne-ați călăuzit pașii, ne-ați susținut și ne-ați încurajat atunci când ne-a fost mai greu. Vă mulțumim că ne-ați orientat mereu privirea spre Hristos și ne-ați ajutat să creștem atât din punct de vedere spiritual cât și uman. Domnul să vă binecuvânteze pentru munca nobilă ce o desfășurați. Mulțumim părintelui Iosif Iacob și părintelui Bogdan Emilian Balașcă, care timp de mai multe zile ne-au însoțit în pregătirea spirituală pentru acest deosebit eveniment din viața noastră, ținându-ne exercițiile spirituale. Mulțumim părinților paroh și vicari ai comunităților noastre, care prin exemplul și susținerea lor ne-au făcut să ne dăm seama mai bine de chemarea noastră la Sfânta Preoție și astfel, prin contribuția lor, noi astăzi suntem preoți. Fie ca bunul Dumnezeu să se folosească de munca voastră pastorală și să trimită alți noi lucrători în secerișul său. Mulțumim tuturor acelora care ne-au primit pentru a ne desfășura activitățile din anul pastoral, preoților din parohii, reprezentanților diferitelor case și instituții ecleziale. Mulțumim tuturor binefăcătorilor noștri din țară și din străinătate, știuți și neștiuți, este în mijlocul nostru Monsignorul Giuseppe Baldas, tuturor oamenilor de bunăvoință care au înălțat rugăciuni la Domnul pentru noi. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot binele făcut. Mulțumim comunității seminariale, colegilor noștri seminariști, cu care am parcurs drumul nostru de formare și care au însemnat pentru noi o a doua familie. Nu în ultimul rând, vrem să mulțumim tuturor celor care au înfrumusețat celebrarea corului pentru cântarea înălțătoare, celor care au aranjat așa de frumos florile la altar și dumneavoastră tuturor care ați binevoit să vă uniți cu noi în rugăciune, făcând un efort pentru a fi astăzi împreună. Vă asigurăm pe toți de rugăciunile noastre, iar bunul Dumnezeu să vă răsplătească așa cum știe El cel mai bine. Lăudat să fie Iisus Hristos! Dragi confrați preoți nou sfințiți, un prim gând se îndreaptă către voi și din partea preasfințitului nostru episcop Petru și din partea mea, felicitându-vă și mulțumindu-vă pentru daul vostru definitiv spus astăzi înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii și înaintea noastră. Bucuria voastră personală este și bucuria bisericii noastre locale, este și bucuria cerului, este și bucuria inimii preasfinte a lui Iisus. De astăzi sunteți apostoli care mergeți în toată lumea pentru a predica Evanghelia. De aceea vă felicităm și vă încurajăm pentru munca voastră depusă până acum, dar mai ales vă încurajăm pentru tot ceea ce va urma. Dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi seminariști, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru însoțirea pe care ați făcut-o de-a lungul anilor, pentru acești nou preoți noi, pentru rugăciuni, pentru jertfe, pentru sprijinul acordat ca astăzi să vedem în fața noastră 13 noi apostoli, 8 pentru dieceza de Iași și 5 pentru Ordinul Franciscan. Este o bucurie pentru dieceza noastră și mâine dimineață la seminar, în cadrul slujbei solemne a preoților nou sfințiți, împreună cu comunitatea seminarială, părinții profesori, vom proceda la mânarea decretelor de sfințire și a numirilor, a destinațiilor, acolo unde vor fi repartizați cei 8 preoți diecezani. Un moment de trimitere în via Domnului, pentru care vă îndemnăm mai departe să vă rugați, iubiți credincioși și dragi confrați preoți,
pentru ca împreună poporul lui Dumnezeu să contribuim la răspândirea veștii bune a Evangheliei și mai ales să contribuim la această încetățenire, putem spune, a cuvântului Domnului în inimile noastre pentru a ajunge la mântuire. Așadar, împreună cu preasfințitul nostru Petru, felicitări și vă mulțumim tuturor pentru tot efortul depus pentru ca această zi să fie o încoronare atât de frumoasă cu sfințirea preoțească. Lăudați să fie Iisus Hristos! Urmează acum binecuvântarea finală, care sigur că vor fi prezenți și vor acorda această binecuvântare primă sacerdotală preoții noi sfințiți. Sper că e o bucurie pentru noi să trăim acest moment, iar binecuvântarea noastră se îndreaptă spre toți, cei de față, cei ce sunt uniți cu noi prin intermediul Radioului Maria sau pe intermediul internetului. Purtați acasă dorința noastră și binecuvântarea noastră. Și nu uitați că Sfântul Părinte, care ne dă sfaturi, ne îndeamnă să ne rugăm pentru El. Domnul să fie cu voi! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Sfiți, au sosit.
pentru toți mântuirea și lumea.